Inundațiile care au transformat Marea Britanie într-o a doua Veneție și au pus amprenta și asupra pinguinilor de la un centru acvatic. Îngrijitorii spun că păsările au intrat în depresie din cauza ploilor și nu mai vor să mănânce. Ca să nu-i piardă, veterinarii au început să le administreze pastile, iar acum așteaptă să se schimbe vremea pentru ca pinguinii să-și recapete pofta de mâncare și de viață.